De mai bine de 8 ani, copiii și tinerii din județul Suceava, implicați în programul Alege să fim îngăiere, aduc zâmbete pe chipurile beneficiarilor Centrului pentru Persoane Vârstnice de la Solca. Astăzi, un grup de elevi de la mai multe instituții de învățământ din județ le-au adus daruri vârstnicilor și le-au oferit un moment artistic. Împreună cu profesorii și părinții lor, tinerii au ales să le fie mângâiere bătrânilor de la Căminul pentru persoane vârstnice de la Solca, județul Suceava și să așeze un zâmbet pe fețele beneficiarilor. Instituția are în îngrijire 70 de bătrâni. Sunt recunoscătoare bunului Dumnezeu că îngăduie ca în fiecare an, în jurul invitației noastre, să se adune sute de copii și tineri din județul Suceava, părinți și profesorilor și împreună cu ei să putem să le facem bunicilor daruri. Pentru ei e vremea când toate pe câte le mai au, în cap pe un lat de pat și în două noptiere. Dar dacă simt din partea noastră grija și duioșia și gândul împăcat și rugăciunea poate că e o mângâiere în plus. Îi sărbătorim astăzi, 1 octombrie, ziua internațională a persoanelor vârstnice, pe bunicii noștri. Avem foarte multe de spus, dar ne oprim la le spune la mulți ani. Sănătate, bătrâneți ușoare și să pornim cu bună credință cum ne-am învățat pe noi, să pășim cu dreptul și să învățăm de la ei. Bunici, avem fiecare, dar noi aici avem 70, cum am mai spus, Mulțumim doamnei inspector Daniela Ceredeev, care de fiecare dată nu uită de bunicii noștri și astăzi, de 1 octombrie, nu ne-a uitat și a venit alături de nenumărate școli și le-a adus bucurie. Tinerii le-au dus vârznicilor daruri, le-au oferit o masă caldă și au participat alături de ei la o slujbă în timpul căreia au fost înălțate rugăciuni pentru sănătate. Viața noastră creștinească este bucurie pentru tot ce trăim pe pământ, dar în același timp trebuie să fie și pregătire pentru viața veșnică. Și toate slujbele acestea pe care le facem, toate slujbele la care suntem invitați, ne bucură pentru că asta arată credință. Asta arată credință și venim cu tot dragul. Din tot sufletul vă dorim Dumnezeu să binecuvinteze bătrânețea dumneavoastră și toate neputințele dumneavoastră să le ia așa cu mâna lui și unde încă este durere, unde încă este neputință, vă rugăm să răbdăm. Pentru astăzi ne-am pregătit cu alimente și cu vorbe bune, ca bătrânii să nu se simtă singuri și să aibă pe cineva alături de ei în momentele grele. Pentru că știu că acum, la bătrânețe, e greu, e foarte greu. Eu cred că este foarte important să le mai facem câte o vizită bătrânilor, să le mai facem câte o bucurie, pentru că, cum a spus și colega mea, la bătrâniții este foarte greu și dacă nu ai pe cineva care să ți fie alături, să te susțină, să spună un cuvânt bun. Parcă atunci când îți dă cineva o mână de ajutor sau îți spune un cuvânt bun, ți mai bine, te simți mai bine și ai mai multă putere. La final, elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc au prezentat un program artistic.